Salutare tuturor, astăzi am să fac un tutorial foarte, foarte repede despre microfoanele de studio pentru înregistrări vocale sau instrumentale. Am 3 microfoane la dispoziție pentru testul respectiv. Audio-Technica AT2020, AKG C3000B și un Neumann TLM107. Diferența dintre cele 3 microfoane este de preț. Audio-Technica 100 de euro, AKG 175 de euro, iar Neumann-ul este undeva la 1169 de euro. Vom face un test pentru a vedea toate cele 3 microfoane cum trag, ca și sunet, ca și claritate, ca și dozaj. Ce vreau să vă spun, microfoanele toate sunt cam asemănătoare când tragi vocea respectivă, doar că diferă în sensul că am tras și cu Audio-Technica, am tras și cu AKG, dar când fac corecția la voci și modific să pun vocea pe notă, mi le cam strâmbă, probabil ați dat de problema respectivă și se aude puțin cam robotistic. În schimb, cel de la Neumann mă ajută foarte mult pentru că îmi rămâne vocea asemănătoare, exact așa cum am tras-o, chiar dacă o modific și o corectez. Asta este singurul atu la microfonul respectiv, adică este scump, dar își face bani. Am aici o placă de sunet UR22C de la Steinberg, produsă de cei de la Yamaha. Am linia audio de la Yamaha, monitoare HS8 plus subwoofer HS8S, adică linia completă, după cum se observă. Și să-i dăm drumul la treabă. Am să trag prima dată cu Audio-Technica și AKG în același timp. Am să fac niște mici vocalize pentru a scrie cu microfoanele respective, să vedem care cum diferă. Prima dată am să trag cu cele două, după care am să fac rocada între cele două cu Neumann. Am să fac un test, să vedem dacă merg. Am să dau drumul, scuze, la 48 în spate, de volți. Și am să fac test. Bun. Bun. Perfect. Deci, funcționează ambele. Am să debifez monitoarele și am să încep să fac niște vocalize, să spun ceva la microfon pentru a scrie, să vedem diferența dintre cele două. Primul test este realizat, după care le vom asculta. Prima dată am să fac rocada între microfoane. O să opresc 48 de volți. Monitoarele de la microfon. Am să scot AKG-ul. Bun. Și am să pun Neumann-ul. Muzica este de jos. Bun. Am să-l reconectez. Am să-i fac și un canal. Adăugare track, numărul 2, Neumann. Bun,
Am să fac și lui testul, să vedem dacă îmi dă semnal. Da. Perfect. Și am să fac și la audio tehnică, același lucru. Bun. Și am să le dau drumul la fel în continuare. Rec. Și am să pun încă un canal. Fac testul între AKG. Am să-i dau, scuze, la 48. Bun, funcționează. Și Neumann. Bun. Asta a fost testul până în punctul final. Acum am să deconectez microfoanele de la 48V. Am să le scot și cablurile pentru a le da pe boxe. Așa. Și acum vom vedea ce am făcut. Am să dau sunet pe boxe și vom asculta audio tehnica, dar nu numai. Am să pun și un analizor. Este deja pus, să-l activez. Acest program are rolul de a-mi arăta herții, îmi desenează herții pe coala respectivă și îmi spune cam pe unde se duce și cât se duce, cât de mult se duce. Am să dau drumul prima dată la audiotehnica și o să vedem ce herți îmi redă audiotehnica, ce herți îmi redă AKG-ul și ce herți îmi redă Neumann. Și am să dau drumul pentru audiotehnica. Ah,
parte, am să mă duc pe AKG. Am pus mod Audio Technica și acum vom asculta AKG-ul. Am să mă duc să deschid separat același analizer și am să-i dau drumul și am să ascult și să văd pe unde se duce AKG-ul. Am să mă duc la Neumann și am să-i dau S și am să ascult la Neumann, am să încarc și la Neumann. Analizare. Și am să-i dau drumul și la Neumann să cânte. Și acum am să vă prezint pentru fiecare microfon în parte analizerul respectiv. A fost pus după vocalizele care le-am făcut pe ambele microfoane, cele trei care le-am pus și le-am înregistrat. Și acum vom vedea diferența la analizeri, pe unde s-au dus toate cele trei și o să vedem care este diferența, care dozează mai bine și care este mai împrăștiat. Și am să mă duc și pe AKG și am să deschid analizorul. Și am să mă duc pe Audio Technica. Și am să pun unul așa. Unul așa. Și unul pe mijloc. Diferența, după cum se pare, este vizibilă. Asta este, după cum se observă, ca să nu ducem în eroare, AKG C3000B. Aceasta este frecvența care mi-a arătat în analizer, ceea ce se vede de aici, pe unde mi s-a dus. După care avem Audio Technica, se vede aici sus, AT2020, se vede diferența între ele. Se simte și sunetul, că este diferit, după cum se observă, între AKG și Audio Technica. Se vede că este diferit scrisul. Și aici vedem același lucru. Este cu totul diferit. Și la Neumann este diferit, după cum se observă cu coașa asta respectivă. Aici este mult mai plină, mai gras sunetul și mult mai bine dozat, dacă stau să spun părerea mea. La AKG C3000, la fel, mai gras. La Audio Technica și semnalul și ca sunet probabil este puțin mai slab, mai încet decât în cele două. Dar cel mai bine e să vă dați voi cu părerea. Am să vă mai pun încă o dată să ascultați Audio Technica, AKG și Neumann. Voi decideți
care microfon vi se potrivește și care este cel mai bun. Singurul lucru la noi care îmi place când editez vocea, nu o strâmbă. Și vorbesc de editare în Audio Warp, Varia Audio. Când schimbăm aici în Varia Audio și dăm să transformăm vocea în MIDI pentru a pune vocea pe notă, numai puțin, așa, și schimbăm la voce, nu... nu o strâmbă, pe când la celelalte, de foarte multe ori se întâmplă să ne strâmbe vocea. Bine, am făcut niște vocalize, nu am cântat. Deja se simte puțin robotic. Mult mai bine decât la Audio Technica, adică nu strâmbă foarte, foarte mult, dar la Neumann, după cum se observă, nu strâmbă. Se poate observa, se poate auzi. La Neumann rămâne aceeași claritate pentru că diferă, bineînțeles, prețul. Mai departe, am să fac alte tutoriale cu niște proiecte, cu niște piese făcute de la zero, ca să puteți să observați și voi cum se face o piesă de la zero, că tot mă întrebați când fac tutoriale. Am să fac de acum încolo un tutorial cu o piesă de la zero, când începem o piesă de la zero, cum se masterizează, cum se pune toba, cum se pune basul, cum se aleg, cum se execută masterizarea. Până atunci, nu uitați să vă abonați la canalul meu Verdi Studio sau Verdi Oficial. Și în rest, ce pot să vă spun, spor la muncă și toate cele bune. Numai bine!